Clopoțelul a sunat într-o școală ultramodernă în satul Căprioru din comuna Dâmbovițeană Tătărani. A fost o zi plină, cu mult soare, cu zâmbete, dar și cu emoții, atât pentru copii cât și pentru părinți, cadre didactice și administrația locală condusă de primarul Constantin Pătru, care face eforturi foarte mari pentru a asigura condiții excelente procesului educațional. Putem spune că este un an de 10 privind condițiile asigurate de administrația locală condusă de primarul Constantin Pătru în unitățile școlare din comuna Tătărani. Gata. Școala generală cu clasele 1-8 din satul Căprioru, comuna Tătărani, a fost reabilitată, modernizată, extinsă și dotată la standarde europene. Investiția s-a realizat prin PNDL 2. Valoarea se ridică la aproximativ 20 de miliarde lei vechi. Noua școală are săli de clasă cu dotări de ultimă generație, grupuri sanitare ultramoderne, cabinet de informatică de ultimă generație, teren de sport modern, sistem de supraveghere video, iar încălzirea unității școlare se asigură cu o centrală termică de ultimă generație. Într-adevăr, aceasta este o școală a comunității. Clasa pregătită. Adică le-am făcut la standarde europene. Sala de informatică. Sala de informatică, deci am făcut-o după standarde europene. Este sala nouă. Deschide sufletul și inima, gura și mintea robilor pe acestora elevei școlii Căprioru ca să primească și să învețe și să priceapă și să facă voia ta. Edilul Constantin Pătru a fost foarte tranșant în mesajul transmis la deschiderea noului an școlar, sublinind faptul că învățământul a fost permanent o prioritate pentru primăria Tătărani, asigurând astfel un viitor pentru comună. Știu, așa cum spuneam și la Tătărani, dragi părinți, câte eforturi ați făcut în situația de criză prin care trecem, prin care trece țara noastră, să vă prezentați în fața noastră cu copiii frumoși, îmbrăcați și curați ca să înceapă un nou an școlar. Dragi părinți, vreau să vă aduc la cunoștință că echipa care este alături de mine, domnul președinte al Consiliului Județean, Cornelu Ștefan, deputații PSD-ul, domnul Radu Popa, domnul Vulpescu, doamna Carmen Holban, vicepreședinții Consiliului Județean, toți au fost alături de comuna Tătărani. În momentul când spuneam se va face asfaltul pe deșeu, din anul 1970-60, ați văzut ce gropi aveam. Ne-am ținut de cuvânt. Această școală erau inclusiv profesori cârcotași care spunea nu o să se facă, nu o să se facă. Îmi pare rău, cu mare regret că vă spun, nu știu dacă e bine să am adus salariații primăriei Tătărani și au muncit la această școală, la exterior, și am vopsit gardurile, n-am văzut pe nimeni alături de noi. Îmi pare rău, chiar dacă supăr pe cineva, nu se poate decât să venim în ultima zi și să spunem asta e clasa mea, asta e clasa mea, asta e clasa mea, vreau cuierul așa, vreau dulapul așa. Nu. Pe timpul meu era o mare responsabilitate. Cu mare regret vă spun și în memoria domnului director Nedelcu, să-i fie țărână ușoară, care a păstorit această școală aproape o viață, da? Erau alte timpuri, dar parcă erau mai sănătoase, dragi copii. Am dat un exemplu la școala de la Tătărani. Avem, școlile sunt monitorizate toate. Cei de clasa 8-a. Vom încheia un protocol, primăria, cu diriginții de școală, de fiecare clasă, să răspundă cu cap. Pentru că o să intrăm în această școală și nu aș vrea ca peste două săptămâni sau două luni de zile să viu să găsesc cum am găsit la școala Tătărani și școala la Tătărani reabilitată
mari mai boxeri așa să spargă de polistirenul și să dea cu pumnii și să-și bată joc de această școală. Este o investiție care a valorat aproape 20 de miliarde de bani vechi. E păcat. Știți bine ce era pe terenul de sport? Era o mocilă unde nu puteai să ieși nici în cizme. Iată cum arată deci această școală, acest teren de sport, am gândit-o pentru dumneavoastră. Mulțumesc domnului ministru al învățământului că la domnul director poate să confirme, mi-am asumat la școala de la Căprioru trebuia să se învețe la simultan. Am sunat în fața dânsului pe domnul ministru și l-am rugat, domne, pentru un copil, pentru doi copii, vă rog, pentru că ne pleacă copiii din această școală. Dar, dragi profesori, nu se poate ca pe grupul dumneavoastră de WhatsApp pe care îl aveți, cineva pe linie de sindicat să-și asume deci această răspundere. Am rezolvat problema copiilor și școlilor. Adică, parcă îmi luați din elan. Eu am dat telefon pentru binele școlii, omul de s-a ținut de cuvânt, domnul director poate să vă confirme, și alții vine în urmă și și-a vrut să spune, eu am rezolvat problema, un lucru urât. Nu sunt în grupul dumneavoastră de WhatsApp, nici nu vreau să particip în grupul dumneavoastră pentru că nu m-ați prins acolo, dar vreau să vă spun că o să aveți o mare responsabilitate și voi supraveghea în permanență, deci, din punct de vedere, nu al învățământului, din punct de vedere al curățenii, al ordinii și al disciplinei școală. Pentru că dacă la școala de la Tătărani, aici nu trebuie să există dezbinare, între noastre trebuie să fie în colectivul ăsta numai lapte și miere, ci copiii să iasă viitorii primari, viitorii parlamentari, aș vrea de la Căprioru. Eu vă mulțumesc în suflet! La evenimentul festiv au fost prezenți atât reprezentanții autorităților județene, cât și parlamentari PSD Dâmbovița. Astfel, printre cei prezenți s-au numărat președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, dar și administratorul public al județului, Cristian Avanu, vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Luciana Cristea, deputatul Carmen Holban, conferențiar universitar dr. Claudia Gilia, dar și alți invitați. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a ținut să reafirme că este o zi specială pentru că începe o nouă etapă pentru pregătirea viitorului nostru într-o școală europeană. Stimate cadre didactice, iubiți copii, este un eveniment deosebit pentru noi astăzi, cu dublă însemnătate. În primul rând, deschiderea anului școlar, iar la dumneavoastră, în comuna Tătărani, satul Căprioru, nu aveți o deschidere ca în celelalte localități. Astăzi inaugurăm și o școală modernă, o școală la standarde europene, o școală la care domnul primar a ținut foarte mult să o realizeze și să o inaugureze astăzi. Vreau să-l felicit pe domnul primar pentru tot ceea ce face pentru dumneavoastră, pentru toate investițiile pe care le are în comuna Tătărani, dar vreau astăzi, și nu vreau să preiau din supărarea domnului primar, vreau astăzi să plecăm cu un gând de aici, pozitiv, și să știm foarte clar, așa cum ne spuneau bunicii noștri, mai ales în mediul rural, trei instituții sunt foarte importante. În primul rând, biserica, în al doilea rând, școala și, în ultimul rând, primăria. Iar pentru aceste instituții, în numele meu personal, dar și în numele Consiliului Județean Dâmbovița, eu vreau să vă asigur de toată colaborarea, vreau să vă asigur că voi fi alături și am demonstrat în primele 9 luni de mandat că am fost alături și voi fi alături de comuna Tătărani și tot ceea ce domnul primar și-a propus pentru dumneavoastră, am răspuns pozitiv și am spus foarte clar că voi sprijini localitatea dumneavoastră, dar vreau împreună să avem gânduri pozitive pentru localitatea din care dumneavoastră faceți parte. Încă o dată vreau să vă felicit, domnule primar, vreau să vă urez multă sănătate după un an și jumătate de pandemie. În sfârșit ne vedem în curtea școlii și intrăm în clase, dar nu în ultimul rând vreau să urez sănătate părinților, bunicilor și cadrelor didactice. Și așa cum a spus domnul primar, de aici, dintre dumneavoastră, să plece oameni cu care să ne mândrim și la nivelul comunei Tătărani și la nivelul județului Dâmbovița, dar nu în ultimul rând și în România. Doamne ajută, un an nou mai bun și rezultate cât mai bune!
Școala Generală cu clasele 1-8 din satul Căprioru își așteaptă în noul an școlar elevii și profesorii cu săli de clasă moderne, colorate și care să le asigure acestora tot confortul pe parcursul orelor. De la grupurile sanitare, la holuri și până la terenul de sport, totul arată impecabil. Spor în tainele învățatului.